Uite ce mulți ați venit. Stați jos că-i măturat. Dați-mi voie să mă prezint. Sunt detectivul Shomoyog Holmes și am primit sarcina să rezolv un caz foarte, foarte dificil. Da, cazul statului paralel din România. Probabil vă întrebați de ce am vrut să fiți toți de față în seara asta. Simplu, dragii mei, pentru că am rezolvat cazul și în această seară voi demasca statul paralel de față cu toată lumea. Sunteți pregătiți, da? Totul a început într-o seară ploioasă, când statul paralel tocmai plătise niște tefelei cu 50 de lei de căciulă și 30 de lei de patruped ca să protesteze împotriva guvernului legitim. M-am deghizat în câine și m-am luat după unul dintre acești dulăi vânduți. Eram sigur că o să mă duc înapoi la Soros. Dar n-a fost așa. Ghiciți unde m-a dus? La sediul PNL, unde ce credeți că a făcut? S-a ușurat pe gard. Am zis, hopa! Aici e sediul statului paralel. În fața la PNL era doamna Alina Gorghiu, care încerca să convingă un copil să-i deschidă ușa de la intrare. Bine, nu era chiar un copil, era un om cu minte de copil, Ludovic Orban. M-am strecurat prin spatele clădirii, nimeni n-a făcut opoziție și ghiciți ce am găsit la PNL. Discuții inutile, valută și mașini de scris, dar nici urmă de statul paralel. Și am început să mă gândesc, cine ar folosi mașini de scris în ziua de azi? Și mi-am dat seama că numai hipsterii. Așa că m-am dus la sediul USR în căutarea statului paralel. La USR toată lumea filma pe toată lumea cu telefoanele, așa că nimeni nu m-a băgat în seamă și am putut să caut liniștit. Am găsit niște idei demodate de când era Nicușor Dan în partid, am găsit niște icoane cu Cioloș și niște planuri pentru o utopie tefelistă. Da, atât, atât. Așa că am luat cu mine niște mâncare vegană și m-am cărat. Pe drum, un gând continua să nu-mi dea pace. Dacă statul ăsta paralel de care tot auzim e chiar PSD-ul care vrea să se joace cu mintea noastră, După ce am văzut un om cu hamster, am zis că e un semn și trebuie să verific. Am intrat în clădire prin spate, pe la intrarea Adrian Năstase. Deputatul Rădulescu mitralieră păzea holul înarmat, desigur, cu o mitralieră. La el în birou, Liviu aștepta cu bagajele la ușă și tot repeta în oglindă: sunt nevinovat, sunt nevinovat. Olguța era în bucătărie, tăia niște salarii, da. Gabi Firea stătea pe canapea și nu făcea nimic pentru București. La un moment dat am crezut că am dat peste seiful partidului, dar de fapt era doar un dulap cu premieri aruncați. Da. Un Grindeanu, un Tudose. Era și doamna Dăncilă acolo, dar dânsa mi-a zis că doar exersează. În rest, nicio urmă de statul paralel. Ciudat, ciudat. În metrou am văzut pe cineva mâncând o portocală. Atunci am făcut legătura. Dacă statul paralel e de fapt opera DNA-ului, am zis că merită să investighez. La intrare, ce să vezi? Codruța ținea conferință de presă de 8 ore și aceiași 4 ziariști se tot așezau la coadă să-i pună întrebări. Am profitat de diversiune și m-am strecurat înăuntru. Dosare peste tot. Înregistrări cu și fără mandat. Din temnițe se auzeau suspecții cum țipă că e o scenare, dar nu-i deranjează să toarne pe cineva dacă e cazul. Am găsit un dosar Microsoft făcut pe genunchi. Am găsit orgolii personale mari, mari, dar am găsit și niște oameni care își făceau treaba. Mulți, da. N-am găsit însă nicio urmă de stat paralel.
Și toată noaptea m-am frământat. Bă, ce să fie? Ce să fie? Cine ar putea să fie statul paralel? Am fost pe la Isărescu, număra bani. Am fost pe la Preafericitul Daniel, număra bani. Mai mulți bani. La SRI, închis. Scria pe ușă, nu sunați, ieșim noi din când în când pentru tăieri de porc și alte paranghelii, ne vedem la sediul K14. Klaus, apropo de K, e tot plecat. Prin școli, spitale și tribunale nu e nici urmă de stat în țara asta, cu atât mai puțin de stat paralel. Și totuși vorbim în continuare de statul paralel ca și cum ar fi un lucru adevărat care chiar există. Și atunci mi-a picat fisa și am rezolvat cazul pe loc. Da! Doamnelor și domnilor, chiar vreți să știți cine e statul paralel? Vă zic eu. Voi. Da, da, voi sunteți statul paralel. Noi toți suntem statul paralel, pentru că suntem paraleli cu tot statul lor și ne ducem viețile în paralel și acum și după ce statul lor n-o să mai fie. Totul e să fim atenți să nu ne intersectăm niciodată, da. A? Ce ziceți? Sunt un detectiv bun sau nu? Păi am rezolvat cazul. Bun, acum poate m-a ajutat și pe mine să-mi găsesc mașina. Eu de fapt asta căutam. Am parcat în paralel pe undeva prin statul ăsta paralel și habar n-am unde am lăsat-o. Mulțumesc!